În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Eghina. Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. Despre puterea formativă a libertății morale. Libertatea morală îl face pe om capabil să înfăptuiască întotdeauna binele și să evite răul. Sfânta Scriptură afirmă că Dumnezeu a întipărit legea morală în inima omului. Prin aceste cuvinte, Sfânta Scriptură ne învață puterea libertății morale a oamenilor, care prin liberul lor arbitru pot să voiască binele în general, ca și cum ar fi propriul lor bine, pentru că legea dumnezeiască este bună în aceeași măsură în care și voia dumnezeiască este bună. Omul cu adevărat liber, din perspectivă morală, poate să cunoască binele înscris în inima sa, să-L cunoască pe Dumnezeu care îi vorbește în inimă și care se descoperă în conștiința omului și în creație ca într-o icoană și să ajungă la asemănarea cu El. Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Romani, capitolul 1, versetele 19 și 20. Voia Lui Dumnezeu, care a fost întipărită în inimă, a ajuns să fie și voia omului, pentru că atunci când el voiește să săvârșească binele, să se poată arăta liber moral și să poată ajunge chip al lui Dumnezeu. Libertatea morală îl arată pe om cu adevărat chip al lui Dumnezeu. Îl face iubitor al legii dumnezeiești. Îl descoperă pe Dumnezeu prin intermediul trăsăturilor sale idiomatice. Libertatea morală îl înalță pe culmile slavei și cinstei și îl îmbracă în mantie și răgească porfiră ca împărat al celor create de Dumnezeu pe pământ. Libertatea morală este puterea care ține la oaltă cerul și pământul. Libertatea morală plinește dorința arsătoare a inimii și îl face pe om fericit. Libertatea morală îl conduce pe om pe calea cea dreaptă, care a fost trasată de către Dumnezeu, îndreptându-l spre un sfârșit bine rânduit și rațional, la care acesta a fost chemat să ajungă. Libertatea morală îl arată pe om ca fiind cu adevărat liber și nedependent, pentru că îi supune acestuia și patimile și poftele și lumea și chiar pe diavolul însuși. Libertatea morală este libertatea morală absolută, pentru că urmează voie dumnezeiești, ceea care este binele absolut. Libertatea morală este cel mai mare dintre toate bunurile morale pe care Dumnezeu le-a dăruit omului, fiind un dar al lui Dumnezeu. Despre faptul că libertatea morală se dezvoltă atunci când voia proprie ajunge să se identifice cu voia dumnezeiască. Omul ajunge la desăvârșire prin mijlocirea libertății morale atunci când identifică mereu voia proprie cu voia dumnezeiască. Cel care se abate de la această normă nu va dobândi libertatea morală. Libertatea exercitată nu va fi decât manifestarea liberului arbitru și expresia unei libertăți aparente. Libertatea omului subordonându-se legii lui Dumnezeu nu se supune limitărilor, pentru că aceasta, ca lege dumnezeiască, este infinită, iar infinitul nu doar că nu poate limita libertatea care îi se supune, ci o și extinde și o sporește la nesfârșit atunci când ea îi se subordonează. Libertatea omului se limitează cu atât mai mult cu cât voința proprie se impune
și cu cât aceasta se folosește în chip rău de liberul arbitru și nu valorifică identificarea voinței propriului eu cu voia dumnezeiască, ce se opune acestea făcând nu ceea ce Dumnezeu voiește, ci ceea ce voiește propriul său eu. Căci atunci când se îndepărtează de legea dumnezeiască, de voia dumnezeiască infinită, libertatea lui se mișcă în cercul strâmt și limitat al voii cărnii, al naturii sensibile, materiale și limitate, care slujește patimilor și care le apădă cu totul însuși caracterul de libertate. Duhul este supus astfel materiei. Însuși caracterul libertății morale și vocea interioară a inimii, care caută respectarea voiei dumnezeiești, împlinirea binelui și care protestează atunci când legea dumnezeiască este încălcată și nesocotită, mărturisesc că adevărata libertate morală se află în identificarea voinței proprii cu voia dumnezeiască. Caracterul libertății morale este absolut și desăvârșit, pentru că se aseamănă cu caracterul binelui moral al legii dumnezeiești, care este desăvârșită și absolută. Ca urmare, libertatea morală absolută se află doar în cel care își identifică voia cu voia dumnezeiască, care este bună, bineplăcută și desăvârșită, cu legea dumnezeiască înscrisă în inima sa. Și astfel, numai cel care respectă legea dumnezeiască este moral liber. Regele proroc David îi aseamănă pe cei care încalcă legea dumnezeiască și pe cei care slujesc patimilor și voii cărnii cu vietățile necuvântătoare atunci când spune: omul, în cinste fiind, n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Psalmul 48:12. Iar dumnezeiescul Ioan Gură de Aur afirmă: a cădea și a ceda patimilor este cea mai gravă robie. La fel cum, fără îndoială, singura libertate posibilă e să ajungi să fii stăpân asupra lor. Ioan Damaschin, caracterizând răutatea sau viciul, zice: răutatea sau viciul nu este nimic altceva decât păcat și eșec și neascultare de legea Domnului. Așadar, liberul arbitru este bunul cel de întâi, care este cuvenit firii raționale și faptul de a ne folosi de capacitatea de autodeterminare pentru a domni și a stăpâni asupra patimilor iraționale, adică mă refer la mânie și la poftă, înseamnă virtute. Iar faptul de a renunța la liberul arbitru și a te lăsa birui de patimile iraționale, trăind asemenea fiarelor, aceasta înseamnă răutate sau viciu, înseamnă păcat. Așadar, să nu ne urățim săvârșind cele iraționale, ci să respingem cu ajutorul rațiunii pornirile firii, căci trebuie să ne folosim rațional chiar și de patimile iraționale, după cum ne-a învățat Domnul. Despre această îndatorire ne sfătuiește și Iustin Martirul și filosoful, spunând: Dumnezeu l-a făcut pe om liber, înzestrat cu liber arbitru, ca el, din milostivirea și iubirea sa de oameni, atunci când omul face ascultare, să-i dăruiască iertarea pentru răul pe care și l-a pricinuit ție și din nepăsare și neascultare. Căci așa cum omul, atunci când s-a făcut neascultător și a atras asupra lui moartea, la fel prin ascultarea de voia lui Dumnezeu se poate redobândi pentru sine viața veșnică. Căci Dumnezeu ne-a dat porunci sfinte, prin care tot omul care le împlinește poate să se mântuiască și să moștenească nestricăciunea, având parte de nemurire. În acord cu acestea, omul este dator să păzească cu evlavie legea lui Dumnezeu, ca să facă voia lui,
să făptuiască ceea ce e bine, plăcut și desăvârșit. Este dator să-și identifice voia sa cu voia lui Dumnezeu, ca să ajungă să fie o ființă cu adevărat morală, cu adevărat moral liberă și să îndeplinească pe pământ scopul misiunii sale, spre a se desăvârși și a se face moștenitor al împărăției cerești. Amin. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie al Pentapolei, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.